Curtea de apel Bacău a menținut starea de rest a inculpaților și a fixat un nou termen pentru verificare, 22 august, dacă nu mă înșel. Ce înseamnă asta? Starea de arest verifică în mod periodic. În cazul în care va rămâne definitiv această hotărâre de menținere a stării de arest, va fi verificată de nou după aproximativ 30 de zile. Nu am formulat deja contestații împotriva hotărârii Curții de apel. Ce spun clienții? În această fază, deocamdată nimic, am judecat exclusiv menținerea stării de arest. Nu s-au dat declarații pe fond, nu există deocamdată fondul cauției.